Ana Buni! Salut! Ce faci? Am venit să te văd. Și Să ce văd faci weekendul ăsta la noi? Cod de episod. Ai venit de dădacă? Da, de dăcuță. Noi avem bagajele făcute. Mergem în weekendul ăsta la Măgur Răcătău, la o cabană. Și acest mic prăpădit e somn. Rămâne cu bunii acasă. Așa-i, mama! E obosit acum. E obosit. Lucian are nicio treabă. Ce faci, Luci? Lucian se joacă. Mai avem cam 40 de minute și trebuie să plecăm de casă. Așa că eu o să mai stau puțin la cafeluță cu bunii. Hai la cafea. Și ne vedem pe drum. Ne vedem, pa! Ziua. Cred că am uitat să vă salut în casă. Acum am ieșit. Mergem la cumpărături și apoi mergem în Măgur Răcătău. Acolo am închiriat o cabană cu mai mulți prieteni. Weekendul viitor o să fie nunta prietenilor noștri și weekendul ăsta este un fel de petrecere a burlacilor și burlăcițelor la comun. Mai mult este o altfel de distracție decât o să fie la nuntă. O altă atmosferă, o să fie puțin altfel. Abia aștept, sincer, n-am mai fost la o cabană de ceva timp și aștept să văd dacă o să prindem vreme frumoasă astăzi. Hello. Dacă astăzi, mâine, poimine, acum în Cluj e destul de frumos. Frumii. Eu m-am uitat pe vreme acolo și mi-a arătat că plouă, că e nurat, că e rece. Da, mi-am făcut bagajul ca și pentru 5 zile, nu pentru 2. Dar așa fac eu tot timpul. L-am lăsat pe Jinxy cu bunii. Și deja mi-e dor de el și nu-mi place să-l las singur. Chiar nu-mi place, deci pe bune, nu-mi place să-l las singur. Îl avem din ianuarie, februarie, martie, aprilie, 3 luni de când îl avem. Cam așa. Și eu m-am atașat foarte, foarte tare de el. Dar acum nu putem sta nici noi doar în casă și trebuie să se obișnuiască și el cu alte persoane. Haideți la cumpărături și spre cabană! Suntem înapoi în mașină și în sfârșit gata de drum. Cred că am plecat de acasă acum 4 ore? 12 jumate. 3 ore jumate. E ora 4 după masa acum și am plecat la 12 jumate de acasă. Am făcut cumpărăturile din două locuri și în sfârșit suntem pe drum. Mergem la Măguri, mergem la cabană. Eu abia aștept să ajung, sincer, să-mi aleg camera, să mă schimb și să ne distrăm, zic. Și să pregătească băieții grătarele și să ne punem câte un pahar de ceva, să începem distracția. Du-te. Nu, acolo pe ușa albă. Du-te, că-i cu vedere. Până am ajuns eu sunt cam la camerele. Da, stai că am cheia în buzunar. Asta e camera noastră. Avem un pat în plus dacă mă supără Lucian.
Dorme singur. Nu e foarte rău. Nu e rău. Noi n-am nimerit cameră cu terasă. Restul camerelor au și terasă. Dar avem priveliștea asta în față. Și mai este un etaj deasupra noastră. Mă duc jos. Ok. Ne vedem jos. Unele camere au balcon. Eu am ales fix camera fără balcon. Dar nu contează. Uitați ce faină-i priveliștea. Și aici jos e o terasă uriașă. Și pe acolo am venit noi. Și ia ghiciți ce? E liniște. Bună dimineața! E a doua zi de când suntem aici și sunt foarte bușită. N-am dormit deloc. Sau nu știu dacă am dormit 2-3 ore în total. Petrecerea a ținut până la 6 dimineața. Vis-a-vis este cabana sau pensiunea, mă rog. Se numește pensiunea Georgiana. Noi am luat un regim de cabană. Și am venit aici cu Bia, tocmai cred că ați văzut-o în... în cadru, să ne bem cafeluța și l-am chemat și pe Luci să mergem puțin, să ne plimbăm, să facem puțină mișcare, pentru că, sincer, eu când nu dorm în patul meu, sunt, hai, varză. Și avem și o văcuță super simpatică aici. Ai văzut-o? Și nu știu de unde vin sunetele astea, dacă din boxă sau de la văcuțe. Haideți să mergem puțin să ne plimbăm, să vedem împrejurimile. Ce fain e podulețul ăsta. Cărarea asta e cam abruptă, cred că o să ne obosească. Ce ai zis? Te duci unde duce cărarea asta? Hai. Asta e ceva cărare de urș, cred că. Mă la taci. Cât e de strâmtă. E cărare pe care face mișcare. Hai să vedem unde ducem. Oh my god. La ora asta orice mi se pare greu. Până și mini hiking-ul ăsta. Dacă sunt șerpi. Sunt șerpi. Să vezi. Nu vreau să văd. Ai auzit lupul? N-am auzit. Mama, cred că în la valieră o să se audă numai cum respir eu greu.
Gata, se întorc. Atât a fost tot. 5 minute. O, e destul de abruptă și deja se desește cărarea. Dar mergem în altă parte. 10 km mai sus și o cascadă frumoasă. Am luat puțin mașina și am venit să explorăm locurile pentru că pe jos nu prea ai unde să mergi. Bine, poți să mergi pe drum sau probabil că sunt trasee, dar noi suntem prea obosiți pentru asta. Da. Și am venit la... O zonă unde am mai fost anul trecut. Da, este o cascadă, un fel de cascadă aici. Defileu, dar arată foarte frumos. Vă arătăm și vouă. Aici o zonă foarte frumoasă de venit cu cortul. Da, chiar frumos, dar e rece. Încă e rece. E rece. Da, vă arătăm cum arată. Chiar frumos. Vezi și tu jos! Nu vine. Aoleu! E super frig aici! E foarte frumos, e frig! Da, de la suflul ăsta de apă. Dar uite ce e foarte interesant, că vine din munte. Dar nu știu de unde mai exact poate să vină cascada asta. De unde vine atâta apă și de unde este atâta apă? Nu înțelege să fie un lac pe partea asta la alta. Dar nu știu, chiar nu știu de unde, trebuie să mă documentez să văd. Și aici e o zonă, un platou așa mai micuț, unde se poate sta lângă apă. Așa puțin ferit de drum. E o zonă care merită, dacă ești în jurul Clujului, în zona Clujului, să vii aici. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final și ne vedem la următorul!